gata. Am pus pentru floarea aia, vezi? Gornițe din alea portocalii. Am pus una acolo și una aici. Dacă o vrea să se facă... Am făcut un fel de diguri, pentru că ne tot inundă. Anul ăsta, în februarie, să vă arăt o fotografie, știți cum era tot o apă, tot. Uite până aici a venit apa. Deci aici era plin apa, uite până aici. Chiar floarea asta am fotografiat-o, eu înflorise pe 21 februarie. Asta a început să se înflorească, era o ciuboțită a cucului. Și până aici era apă, tot, cât vedeți cu ochii. A fost zăpada, știi care s-a topit, nu știu ce s-a... Da. Ciupercuțele noastre îți plac, Marius? Sunt aproape de toare. Altă soluție nu avem. Ne încercăm. Iar acolo unde sunt salciile alea este verde, la răsfata. Știu. Și ia apa acum. Și mureau și adunea servit cu găletușa. Uite, cu găletușa aia albă de acolo îi arunca. Foarte mulți am băgat anul trecut. Și nici nu s-au mulțit. Îl prins? Îl prins cu aparatul, cu undița, n-ai nicio șansă. Uite la acolo, chiar la țeava aia, da. Ne-a dat Marian ăsta oprea, a fost băiatul lui la pescuit palău, pe undeva pe la Zăvoi. Și ne-a dat, uite așa, doi sau trei, mai mari. Groși. Da, groși. Vreau să facă un ponton, așa să ajungem până în mijloc. Am mai băgat și mâna. Da. Ce anume, Marius? Zarzele, mai. Nici nu știu cum, cât s-au făcut anul ăsta, că din furtunile astea tot pică, eu uite ce e pe jos. Hai aici, amasă. Într-o seară am avut niște prieteni în vizită și am venit și am aprins felinarele și mama zic, hai să mergem la lac, păi nu că e întuneric, e noapte, da, să vedeți ce fain e. Ne este foarte drag aici. E un colț unde ne relaxăm. Cât are lac? Câți ani? 15 ani? Prin 85 este făcut. 20 și... Da. Știu că mi-au aminte când băgam pe ăștia, așa. Da. Păi uite, anul trecut așa la terasă cu găletușa asta, ca să o ținem aici, mai udăm florile, știi, când e sece. Să fie... E bine că e și mai feric de soare. Da. E un colț sălbatic și un colț sălbatic. Hai lăbuți-l, mami. Hai cu iubi.